Partidul Național Liberal, organizația Sighetul Marmației, s-a gândit să le facă o surpriză prichindeilor din oraș și să le pună la dispoziție gratuit gonflabile, jocuri, concursuri și picturi pe față. Evenimentul a fost unul reușit, dovadă fiind numărul mare de copii prezenți în parc. Principal ne-am gândit la copii când am organizat acest eveniment, pentru că așa cum am obișnuit sighetenii, noi Partidul Național Liberal gândim foarte multe proiecte pentru copii. Foarte multe animații, jocuri, le-am pus la dispoziție tobogane gonflabile gratuit, concursuri cu premii, surprize, toate puse la dispoziție de către noi, de către organizația PNL Sighet. Nu este prima dată când organizăm asemenea spectacole pentru copii, distracții în aer liber. Am mai organizat și cu ocazia zilei de 1 iunie și anul trecut, când am încercat să mergem în zonele periferice ale Sighetului, scopul fiind același și de a oferi distracție copiilor, dar și de a identifica potențiale locuri de joacă în viitor pentru copii. Este nevoie, eu fiind cu urarea mea, ar fi nevoie fiecare weekend la satisfacția pe care o am văd sufletele copiilor la felul ajutării, că ar fi nevoie fiecare weekend, dar măcar în vacanța de vară. Așa că am încercat pe cât de mult și anul acesta și la tine am făcut acest eveniment, dar din păcate vremea a fost destul de nefavorabilă anul acesta, de ce n-am mai reușit să ajungem la zonele periferice cum am făcut anul anterior. Și atunci am zis că haideți totuși înainte de a începe școala să mai facem o dată acest eveniment. Noi sperăm să continuăm tradiția și de la anul viitor și chiar și ceva mai grandios. Distracția în Parcul Central a continuat până la lăsarea serii.